Ministerul Educației și Cercetării vine cu precizări în ceea ce privește modul de desfășurare a sărbărilor școlare de Crăciun și de sfârșit de an. Aceste precizări sunt readuse în atenția dascălilor care lucrează în învățământ ca o necesitate a combaterii informațiilor inexacte apărute în spațiul public pe această temă. Aceste informații despre modul de desfășurare a sărbărilor școlare au fost făcute în videoconferința Ministerului încă din luna septembrie, când inspectorii școlari pentru învățământul preșcolar au asistat la prezentarea conduitei pe care trebuie să o aibă învățământul față de acest gen de activități. Trăiește, cultivă și promovează bucuria unui timp de calitate ca bucuria creșterii personale, a fost genericul sub care s-a desfășurat acest proiect referitor la organizarea sărbărilor școlare. Referitor la informațiile inexacte apărute în spațiul public pe tema organizării sărbărilor școlare în preajma sărbătorilor de Crăciun sau sfârșitului de an, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice face următoarele precizări. În cadrul videoconferinței din data de 15 septembrie 2016, la care au participat inspectorii școlari pentru învățământul preșcolar din toate județele țării și din cele 6 sectoare ale municipiului București, a fost prezentată tema generică anului școlar 2016-2017 pe acest segment de învățământ. Trăiește, cultivă și promovează bucuria unui timp de calitate ca bucuria creșterii personale. Alegerea și abordarea temei au ținut cont de perspectiva celor trei actori implicați în educație, cadre didactice, copii și părinți. În acest context, una dintre recomandările care vizau părinții a fost organizarea unor evenimente, momente, implicit sărbări, în care părinții și copiii pot petrece un timp de calitate împreună în grădiniță. Afirmația Inspectorului General pentru Învățământul Preșcolar din Ministerul Educației a avut ca scop accentuarea rolului pe care, în cazul didactic, educator, trebuie să-l aibă pentru a crea un dialog robust între școală și părinți, nici de cum interzicerea sau restricționarea desfășurării unor astfel de evenimente. În concluzie, sărbările școlare pot fi organizate în continuare și eventual completate cu alte activități interactive dedicate oricărui eveniment din an, cu activități de tip atelier sau de tip proiect, toate având ca țintă implicarea și participarea părinților din dorința de a crește dimensiunea participativă a comunității în viața școlii. În contextul temei respective s-a subliniat faptul că în organizarea unor evenimente și momente implicit sărbări în care părinții și copiii pot petrece un timp de calitate împreună cu preșcolarii, s-a subliniat faptul că se impune ridicarea acestor sărbări școlare la un standard educațional de promovare a valorii culturale și de interzicerea manifestărilor de proastă calitate care ar putea duce la manelizarea sărbării școlare. Asta presupune selectarea cu responsabilitatea momentelor prezentate în sărbările școlare și nici de cum la interzicerea acestora în grădinițe sau școli.